Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și avem vești bune. Vești bune care vin de la noul geniu economic al PSD. Scuză-mă, e posibil să avem vești bune. Băi, dacă zice dânsul, domnul Ciolacu, atunci se și întâmplă. Crezi? Da. Ia să vedem. Deci vor crește toate veniturile. Și la bugetari, și la privați, și la pensionari, a anunțat domnul Ciolacu. Toate o să fie nebunie, o să fie perfect. Citez. Este posibil să avem o majorare la toate veniturile, ținând cont de impactul inflației, a spus liderul PSD. Pentru că vom fi, în cazul ăsta, din nou milionari. O să crească veniturile, o să crească. O să fii milionar, o să fii milionari. Așa, cum poți să spui că nu o să crească veniturile? Știi? E ca aia, cum adică s-a scumpit benzina? Eu tot de 50 de lei pun. Nu mi se pare că s-a scumpit nimic. Întreba la Palatul Parlamentului dacă e posibil să crească pensiile și salariile, domnul președinte al PSD, domnul Ciolacu, a spus, citez, este posibil să avem o majorare la toate veniturile, ținând cont de impactul inflației. Când spun toate veniturile, înseamnă și bugetari, și privat, și pensionari. Nu știu cum o să fie crescute la privat. Poate din nou administrativ din pix. De că vin din ușă în ușă și roagă frumos. Da. Ca altfel nu... Este posibil să avem acest lucru. Cu toții ne-am angajat în acest act de guvernare ca oamenii să trăiască mai bine și să găsim soluții pentru ei. Am încheiat citatul. Deci, practic, prieteni, odată cu inflația de peste 10%, toată lumea o să trăiască din ce în ce mai bine, că doar guvernul și domnul Ciolacu s-au angajat la acest lucru. Și, evident că, odată cu creșterea prețurilor, unii vor primi și măriri de salariu. Logic, că așa se întâmplă. Dacă crește inflația, există o presiune și din partea salariaților. Domnule, nu mai putem, dați-ne bani. Oamenii iau bani mai mulți, banii mai mulți contribuie evident la creșterea inflației și uite așa se intră în carusel. Așa am început și în anii 90. Uh-huh. Mai țineți minte? Din cu totul alte motive, evident, dar așa a început și în scurt timp eram cu toții milionari. Au crescut salariile atunci, ceva de speriat, adică murea lumea de foame pe străzi, că era 10.000 de lei o pâine, dar eram milionari. Aveam ceva milioane, aveam. N-aveam ce face cu ele, dar aveam milioane. Și iată ce mai spune domnul Ciolacu. Citez din nou. Toate aceste lucruri sunt în discuție în acest moment. Sunt într-o coordonare economică. Vedem ce măsuri se iau pentru scăderea inflației. Toate aceste discuții pleacă în primul rând de la cauză. Haideți să venim cu soluțiile cele mai bune pentru a rezolva cauza și apoi mergem pe lanțul efectului. Bună! Caragiale era mic copil, vă spun. Vreți să mai citim o dată? Deci vă rog să fiți atenți. Fiți atenți ce spun. Toate aceste lucruri sunt în discuție în acest moment. Toate lucrurile. În acest moment. Sunt într-o coordonare economică. Vedem ce măsuri se iau pentru scăderea inflației. Deci vedem. Sau vom vedea. Nu știu, acum deocamdată nu vedem, dar vedem. La un moment dat vedem. Toate aceste discuții pleacă în primul rând de la cauză. Pentru că, logic, ele sunt efectul. Adică dacă n-ar fi cauza, nu s-ar purta nici discuțiile. Deci discuțiile sunt efectul cauzei. N-ai cum să-l combați. Haideți să venim, zice domnul Ciolacu, cu soluțiile cele mai bune pentru a rezolva cauza și apoi mergem pe lanțul efectului. Deci nu ai cum să combați. E practic imbatabil când spune. Trebuie să mergi pe lanțul efectului pornind de la cauză. Și haide să venim. Dacă venim, n-avem cum să nu rezolvăm lanțul. Nu se poate fără. Dar pe lanț sau pe laț? Nu știu cum e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.